computere apărute în anii imediat în 90, erau Apple-urile în America, Apple. Da. Noi nu ajungem, în Europa nu era IBM-ul ăsta, cum se numește el, adică computerul normal. Eu am lucrat prima oară în viață în 90 sau 91, când am plecat, am făcut primul spectacol la Londra. Mi-am cumpărat din banii de spectacol un ceea ce se numea word processor, adică un fel de strămoș al computerului, un procesator cu Word. Cum a, dar Da. Word-ul nu era, era un ecran negru și literele erau verzi și puteai să-ți alegi mărimea literei, paginarea și puteai să le faci înclinate sau bold. Și asta era tot, probabil că mai sunt niște lucruri. Eu nu m-am uitat, ca să fiu sincer, mai am, cred că mai am acasă, dar pentru asta trebuie să ne mai vedem o dată. Cred că mai am vreo două fotografii rămase și pentru că, mă rog, la vremea aia s-a făcut tot la Praga, la Quadrienală, scenografa cu care lucram eu a făcut o expoziție și când s-au întors, nu s-au mai întors, s-au pierdut materialele ei și acolo Am erau înțeles. schițe, fotografii, chestii originale, însă că nu erau, nu eram sigur, era porcărete chiar director când a ieșit spectacolul. E foarte greu de spus. Cred că sunt mai multe motive. În primul rând, era unul din primele Shakespeare puse în Bulandra, era chiar primul Shakespeare în Bulandra după Revoluție. După aia, stai, o spun, stai liniștit, nicio. După aia, acestea era un impact și piesa nu e pusă niciodată în scenă, ci că au trebuit. Asta, gata. Mulțumesc. Nicio problemă. Nu era, nu fusese jucată. Da. După aia, sigur că distribuția iarăși era importantă, pentru că a fost primul rol mare pe care l-a făcut Mihai Constantin. Până atunci jucase, sigur, era actor al Teatrului Mulandru înainte. A fost primul meu spectacol, mai fusem înainte un alt spectacol care a mers bine, dar n-a avut succesul extraordinar. Asta a fost primul Am înțeles. impact. Și după aceea a avut o viață internațională foarte, sau mă rog, destul de mare. A fost primul meu spectacol cu care am venit la Strehler, la Piccolo Teatro. Atunci ne-am și împrietenit eu cu el, cu Giorgio. Ca impact. Și s-a jucat în Festivalul Uniunii Teatrului din Europa, l-am jucat la Piccolo, la Milano, l-am jucat în multe locuri. Câte? Destul a fost, s-a jucat câțiva ani buni spectacolul. Da, era cu pauză, da. Dura, cred că, mai știu, pot să mă uit, vreo două ore jumate, 3 ore, așa, la Grădina Icoanei. N-ai văzut nicio imagine, Ilea, Mihai, Dragoș Pâslaru, pe vremea aia încă era actor, era călugăr, Ok. Emilia Popescu, Lumința Gheorghiu, adică era o distribuție foarte. Asta cred că a contribuit, pentru că eu devenisem, să zic așa, celebru după ce am făcut Visul în nopți de vară și am fost cu el la Londra și a zis că e cel mai bun după lui Peter Brook. Dar după Revoluție, adică primul spectacol l-a făcut la Teatrul de Comedie în 90, fiindcă eram acolo, eu regizor la Teatrul de Da. Comedie. Ne împingi prietenia prea departe, frici, să te aveți prin sângele. Mă prinde tremur torbid. Inima îmi dansează și nu de bucurie, nu de bucurie. Nu-i vorba ospitalitate, semn de libertate. Ea vine dintr-o inimă generoasă, corect, sunt de acord. Dar să te atingi palmele, să șupezi degetele cum fac cei doi acum, să te arunci fugare, zâmbete, ca într-o oglindă mică și apoi să-mi suspini. Bine, asta nu-mi place. Nu-mi place! Nu-mi place! Mă gândesc!
Familias! 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 Și tu, copilul meu? Da, mai nu. Și tot m-am plecat în 92 și am venit la invitația de la Caramizu. El era director și m-a invitat la Bulandra și după aia a plecat, că el a devenit, nu știu ce, vicepreședinte sau nu știu ce a devenit Caramizu în perioada aia. Și a venit Silviu, care te-a director. Și am făcut un spectacol sub Caramizu pe finalul ăsta și după aceea ăsta a fost spectacolul. Premiera a avut loc la Tokyo, a acestui spectacol, poveste de an. Pentru că noi l-am făcut aici și premiera, adică primul spectacol ca lumea s-a jucat la premiera. Da, da, da. S-a jucat la Tokyo. Am mai făcut asta și cu Iulius Cezar și cu alte spectacole. Fusesem invitați la Teatrul Globe din Tokyo, în care punea numai Shakespeare. Oh, okay. La vremea aia era singurul, nu se făcuse cel de la Londra. Da. Și în Japonia exista o copie la care era acoperit, nu era sub cerul liber, ca la Londra, da. Dar care imita structura Teatrului Globe și ei puneau Shakespeare-uri. Și a fost prima dată când o trupă românească a fost invitată în Japonia la acest teatru care, repet, aducea numai Shakespeare din toată lumea, în special din Anglia și din Statele Unite și din Japonia, dar după aia s-au deschis și au început să invite din România și din... Da. Pe mine am mai tot invitat și cu Iulius Cezar și cu alte Shakespeare-uri. Am retradus eu complet textul la vremea aia, pentru că nu erau traducerile care erau... Acum au început să apară astea, după care lucrăm, după care s-a făcut Macbeth-ul de la noi. Acum Coriolanus îl fac pe traducerea nouă și Macbeth-ul, da, care s-a făcut la noi, tot pe traducerea asta nouă. Dar la vremea aia nu era... Și atunci am tradus eu piesa și, bineînțeles, traducând, am făcut și toate tăieturile necesare ca să iasă spectacolul. Oh, Lord, my love.
scena practic era pe mai multe nivele, dar și în pantă și era complet acoperită de zăpadă. Se juca în zăpada, se juca cu Sania și era foarte mișto așa ca de păr. Foarte simplu era. Am niște fotografii, cred că e o fotografie unde se vede cam cum era de... Nu erau camere video, erau abia apăruseră. Erau de alea cu casetă, cu VHS, cu... Nu. El a fost filmat, din fericire, de o operatoare din TVR, l-am spectacol. L-am filmat, da? Dar, mă rog, transpus de pe VHS, de pe, adică e o calitate destul de nasoală, dar pot să fac rost de el. Am avut un DVD făcut și l-am dat să oprea. Și avea un defect, dar mă mai uit odată și vorbesc cu un băiat care face să-mi facă o copie și ți dau și vezi pe un computer, pe ceva. Bine, vezi, pe, că nu e filmat, cum să spun eu, super profesionist, e filmat așa, cred că cu două camere s-a filmat, dar l-am făcut în particular. Nu pot să stau și niște să nu fac pe ceva de sus. Dădeam un mic interviu și după aia... Imediat. Adică nu s-a... O operatoare din televiziune care a fost cu noi într-un turneu, nu mai știu unde, în Spania, nu știu unde a fost. Da. Și a filmat acolo și a montat ea, cum s-a priceput, plăcându-i spectacol. Dar nu exista obiceiul ăsta. Erau foarte rare camerele video și cine avea. Ea asta lucra în televiziune și a avut o cameră de la TVR. Da. Bineînțeles că e greu de înțeles, dar asta era, adică... Acum sigur că avem toate spectacole filmate ca lumea, dar pe vremea aia... De 27 de ani, 25 de ani în urmă, nu? Și cât timp ați repetat? Nu mai țin minte, cred că vreo... Nu mai știu, 3-4 luni, nu mai știu. Da, e mult, la unele se... Am repetat la 3 surori, am repetat un an. Nu pot să fac și eu în 4 săptămâni. Da. Cum e obiceiul. Că și afară facem 5 săptămâni, dar e alt tip de... Ce, în 90 sau înainte de 90, nici filtre la proiectoare, erau proiectoare de atâta de mari cu niște becuri, atâta, se punea filtrul, nu se găseau, ne mai lăsau străinii când veneau, până au venit reprezentanțe și importatori și cum e acum. Da. Nu e nicio problemă, dar atunci era, totul se făcea, cum să spun eu, atelierele teatrului, adică nu e ca acum unde te duci la fabrica de decoruri și ți-l face perfect. Tu ce ați făcea aici, în ateliere, cu câțiva oameni, dura. Dar toate spectacole durau așa. Tocilescu a repetat la Hamlet, celebrul Hamlet cu Caramitru de la Mulandra, de 3 ani jumate. Problema era că pe vremea aia erau mașiniști mulți și se repetea până la 2 și la 2 se punea decorul pentru seara, nu aveai toată ziua, dar nu erau spații de repetiție. Am făcut aici laboratorul ăsta unde era înainte atelier de pictură, era cu rumeguși pe jos, se pictau chestii, adică nu aveai unde să... Numai pe scenă se putea repetea. Pe scenă repetai până la 2. La 2 trebuia să strângi și se punea decorul pentru seara. Acum durează și 2 zile o montare, chiar 3, dacă se montă grele, pentru că nu mai sunt
Erau 18 mașiniști la o sală și acum sunt 6. Bine, și altă, sunt mai grele, luminile sunt mai grele. Fiecare teatru, la vremurile alea, avea 2-3 regizori angajați. Zilele doar cu o săptămână. Băi și doar lucră. Ai știut că răbine ce idiot. Moștenitor de rege s-a găsit mai așa. Să-i deschid ușița ta sărănească și să-l las în drept. Sau dacă te mai strângi trupul în brațe de a avea o moarte, dacă de când ai? De cât ești tu de scoată? Repet, înainte de 89, actorii erau toți angajați. Nu se putea colabora decât rar între un teatru și altul. Da. Dar oamenii aveau spectacol seara sau mai făceau un film sau nu știu ce, adică nu ei aveai în fiecare zi pe toți acolo. În provincie, da, dar în București nici atunci nu erau. Înțeleg. Plus că, cum să zic eu, e Hamlet, e simplu. Nu, nici astăzi nu se poate face glume, se face. Dar și Silviu la Craiova, toate spectacolele lui importante s-au repetat niște luni de zile, adică nu se facă acum, că se facă repede, pac-pac, o piesă contemporană, o luăm, o facem și am plecat. Învățăm vorbele și... E mai complicat. Regele Leontes nu va avea moștenitor până când ceea ce s-a pierdut nu va fi regăsit. O proclamat pe aici ca lui. Păi, în primul rând, e o piesă despre... Pe de o parte despre trecerea timpului, despre cum oamenii își îngroapă dragostea, fericirea, sau din potrivă o regăsesc cu ajutorul sau prin intermediul timpului. Timpul e ce juca și Oana Pelea, că juca și Mamilius, prințul, fiul Emiliei. Popescu, nu mai știu cum o chema, Hermiona, cred, personajul, da? Da. Și ca și timpul, care era, de fapt, tot prințul, deci
timpul în spectacol era personaj, era un... Da, apariție. Făceam orice spectacol, de fapt era un strigăt de revoltă împotriva regimului comunist. Și după ce a căzut regimul comunist, ne-am și făcut Visul în de vară atunci. Că m-am gândit, dumneavoastră, hai să reîncepem să reînvățăm meseria, să facem un spectacol de dragul textului acelui spectacol și nu ca să mai înfigem un cuțit în spatele regimului. Și Hamlet și alte spectacole ale mele dinainte și a stărui Toca și ce făcea Ciulei și tot era legat cumva de tipul ăsta de relație între putere și om, între regim și om. Deci unele erau comedii care făceau aluzii directe, alții, cum să spune, tot era conținut. Seama că venirea mea în Bulandra făcuse un spectacol în Mephisto al lui Klaus Mann, primul spectacol pe care l-am făcut aici, dar mi-am dat seama că Klaus Mann e un autor excelent, dar nu e, cum să spun, îmi trebuia un lucru cu care să, cum să spun, să mă fixez în teatru, în sensul să fie un lucru care să fie important, interesant, inovator la vremea aia. Asta e povestea. Ați avut răbdare. Iar de-a scris minute mai mare. De-acolo, acolo, lipsă de vorbire. O spun eu, timpul nu mai e. Shakespeare a fost, sau era cadrul perfect pentru asta. O mistică foarte pozitivă, într-un fel, dar cu elemente, într-adevăr, ludice. Scopul, eu vorbesc de mine personal, adică scopul meu personal era încerc să-mi pun în muncă talentul pentru a scoate ce a vrut autorul, în sensul ăsta spun. No.
Până atunci textele erau more or less pretexte ca să vorbești despre altceva. 83 am fost interzis, n-am avut voie să apar în ziare. Au vrut să mă dea afară din partid, eu nu eram membru de partid, n-au avut din ce să mă dea afară. Și câți ani aveați? 24, da. Și să mă gândesc cum să fac acest eseu performativ. De ce era performativ? Adică cum? Da. Un barbarism în limba română, performativ. Cine e profesorul? Cristi Popescu. A, Cristi. Da.